prezență. Felicitări, Jacqueline. A fost un meci extrem de tensionat, dus până la extrem, prelungit. Cum a fost? O victorie mai mult decât prețioasă. A fost o victorie, într-adevăr, foarte, foarte prețioasă și foarte importantă pentru mentalul meu. Pentru că am avut un an foarte dificil, iar acum tot ce încerc să fac e să pun cărămidă cu cărămidă și să mă ridic din nou la nivelul la care eram atunci când m-am accidentat. Cu Ana întotdeauna este un meci foarte greu, pentru că este o jucătoare foarte bună. Drept dovadă, are 2-0, avea 2-0 cu mine. Am mai jucat cu ea de două ori și m-a bătut. Așa că, cred, sincer, dacă nu se știe deja, energia publicului pe mine tot timpul m-a ridicat și tot timpul prefer să joc cu cât mai mulți oameni în tribună. Așa că astăzi chiar am reușit să mă încarc cu energia oamenilor și asta, sincer, a făcut o diferență mare. A fost un meci deosebit. Ai condus, ai revenit. Cum? Cum am zis, Ana e o jucătoare solidă și pentru mine era destul de incomodă până acum, dar săptămâna asta chiar a fost una foarte, foarte bună de antrenament. Am avut niște condiții de pregătire foarte bune, am lucrat și am cooperat cu echipa foarte bine și mă simțeam pregătită, știam că se poate și mai ales având avantajul publicului, cred că s-a văzut că era mai bine pentru noi decât pentru ea. Ce ai simțit când ai fost egalată la 4-4 decizii? Vă dați seama că au venit niște frustrări în cap, pentru că au fost niște momente ușoare unde am greșit niște mici pe care nu trebuia să le greșesc, dar până la urmă asta face parte din tenis și are dreptul să joace bine și să ia un set, să egaleze, să conducă, pentru că și ea este o jucătoare foarte bună. Așa că mi-am spus în cap, Jacqueline, ok, e 4-4, ești în meci, nu contează nimic altceva decât următoarea minge. A fost un meci de peste 2 ore și jumătate, de unde atâta putere de luptă la tine după un sezon greu? Sincer, recuperarea pe care am avut-o pentru genunchi și cât de mult am muncit ca să revin pe teren m-a făcut mult mai puternică decât eram înainte și mă simt mult mai puternică pe picioare și pe teren, în raliuri, simt că pot să duc un meci fără probleme, iar, de exemplu, pentru mâine n-am niciun fel de problemă să joc. Adică, da, am jucat 2 ore jumate, dar pot să vă zic că m-am încălzit. A fost un moment cheie în această partidă pe care l-ai simțit? Începutul setului 3. Ăla chiar am simțit că eram peste ea și mi-am impus să trag de mine cât de mult pot și să fac fiecare minge. Dar după aia când a fost 4-4 și mi-am dat seama că evitai lupta, am zis ok, hai, acum e ultima 100 de metri, să zicem așa, unde trebuie să dai totul sau nimic. 2-0 după prima zi, cum se vede ziua de mâine? Se vede foarte bine. Noi am intrat foarte încrezătoare și chiar am crezut că avem prima șansă, pentru că ne-am antrenat foarte bine, atât eu cât Ana și Gabi și Moni, deci toată săptămâna a fost efectiv pentru noi și eram foarte încrezătoare, iar pentru mâine, bineînțeles, acum că avem 2-0, nu știu, poate să zicem că putem să respirăm un pic mai bine la noapte, dar mâine când intrăm pe teren e aceeași luptă până la ultima minge. Dacă trebuie să stau să joc, să fac 7-6 în decisiv, 7-6 în decisiv fac. Uite de ce această victorie? Poftim? Uite de ce această victorie? Publicului. Sincer, publicului, pentru că ei au făcut toată diferența și mi-era atât de dor să joc. Mi-era atât de dor să joc tenis, da, păi în fața publicului, cu o tribună aproape plină, cu energia pe care am simțit-o pe teren. Chiar mi-a lipsit foarte mult și chiar le datorez această victorie. Un mesaj pentru cei care n-au fost astăzi la sală și poate vor veni mâine? Bineînțeles, noi ne dorim să fie tribuna plină, dar îi așteptăm pe toți de la mic la mare, dar să ne susțină și să ne dea din energia lor, să ne aștepte să câștigăm, pentru că chiar este o diferență mare.